Salutare, prieteni! Am ajuns la cimitirul Belu și o să trecem strada să ajungem exact acolo. Și o să mergem spre cimitir. Aici sunt îngropate unele dintre cele mai importante personalități din România. Și de ce i-am zis la clip Armata celor morți, pentru că e pentru neamul nostru românesc, chiar reprezintă o armată. Și intrăm. Sănătate! Toma Caragiu este primul la intrare aici. Nu e foarte departe. Și uite, aproape că am și ajuns. Vine tot felul de sculpturi, tot felul de... E un muzeu, chiar dacă este cimitir. Uite aici, Toma Caragiu. Prima figură notabilă. O să vedeți că lucrurile pe care eu vi le prezint nu au niciun fel de prezentare. Toma Caragiu și mergem mai departe. Și o să mergem pe Alea Artiștilor și Alea Scriitorilor. În față avem biserica, iar în stânga este una dintre cele mai importante alei, dar nu numai. Mergem în partea stângă. O să fie destule figuri. Belul ortodox. O să mergem mai târziu și în belul militar. Suntem pe Alea Gheorghe Dinică și cam aici sunt toate figurile marcante. Acolo în față o să îl vedeți pe Gheorghe Dinică. Suntem undeva pe aici. Uite, exact acolo. Să mergem și până acolo. Lângă el este birlic. Uite-l pe birlic. Și acesta este Gheorghe Dinică. O să încerc să filmez din lateral. Aici se odihnește Gheorghe Dinică.
Mergem spre Ion Dălonescu, dar în drum sunt mai multe figuri care o să apară în cale. Valeriu Octavian Sterian. Și lângă ia uitați unde se odihnește Ion Dolănescu. Ne-a încântat prin cântecele lui. Asta este. Aici se odihnește Ion Dolănescu. Și dacă nu aș cunoaște locul, aici chiar nu-ți dai seama că se odihnește Dan Rădulescu. E un loc așa modest, foarte modest. Prima dată când am fost aici, nici nu-mi dădeam seama că este mormântat el aici. Am trecut și am văzut acolo scris Dem Rădulescu. Îți dai seama, te trec fiori așa, îl vezi la televizor, filme și... Un mormânt foarte modest. Și lângă Alza Pelea aproape de Alza Pelea se află Sebastian Papaiani și Marin Moraru. După cum vă ziceam, unele cuvinte chiar nu-și mai au rost. Am trecut și pe lângă Anca Parger. Pentru mine, care este cel mai important loc de aici, din cimitirul Belu, oltean ca și mine, un om care a scris istorie în film, un om care a marcat cinematografia, nu? Am zapele.
Și acum aș vrea să ne oprim aici lângă, pe o bancă. La noi, la Oltenii, e o tradiție când tu te simți așa legat de unele locuri. Și după cum vă ziceam înainte, tradiția e când ajungi la un om important din zona ta sau tu care îl consideri important sau neam cu tine, să bei un pahar de vin și să vergi puțin jos. Și asta e pentru Anzapelea. Pentru tataie, pentru nea Andrei și pentru nea Marian. Să vărsăm puțin. Și pentru noi care suntem în viață, multă sănătate. Am ajuns la mormântul lui Dichi. Dichiseanu, bineînțeles, numele îl știe toată lumea. Pe mine, bine, înțeles, ca și actor m-a impresionat foarte mult, dar felul cum se îmbrăca, felul cum vorbea, felul cum se purta, era ca un sex simbol. Chiar și în timpurile noastre, sunt foarte puțini bărbați care au carisma lui și comportamentul lui. Văd că de la teatru i-au pus niște măști aici. Am venit aici exact a doua zi după ce l-au mormântat. Nu știam că îl mormântează chiar atunci, dar am ajuns exact la o zi după ce l-au mormântat. Mare om, mare caracter. Iar un pic mai în față se află Ionela Prodan, mama Ana Mariei Prodan, și ea tot din zonă, din Băilești. Mi se pare că nu-mi dau seama, Băilești, Bechet, Dăbuleni, cred că din Dăbuleni. În orice caz este din zonă de la noi. Mama Ana Mariei Prodan. Aici, în București, au înflorit cireșii foarte frumos. Bineînțeles că nu puteam să ratăm pe Radu Beligan. Aici se odihnește Radu Beligan. Tot la fel, un mormânt modest cu o cruce de lemn. Iar lângă Emil Vasile Hosu.
Și aici se află familia Brătienilor, Ion Brătianu, Constantin Brătianu și multe figuri marcante pentru țară, pentru popor și pentru istorie. Dar ce am observat, cam toate locurile de odihnă sunt foarte, foarte modeste, la oamenii mari. Am ajuns la locul de odihnă și al lui Manoliu. Campioană olimpică 1968. Președinte și a luat și premiul Fair Play UNESCO. Și aici se odihnește Iulia Hașdeu. Despre familia Hașdeu tot la fel nu prea avem ce să povestim. Foarte interesant este exact acolo sus, nu știu dacă se vede pe cameră. Mai șez puțin. Suntem foarte aproape de Alea Mihai Eminescu. E figura nouă. Lângă Mihai Eminescu vă spun din experiență că sunt mai mulți, dar până să ajung la Mihai Eminescu o să mergem la un oltean. Și anume Adrian Păunescu. Adrian Păunescu, care este chiar în față la Mihai Râlea. În față se vede și Caragiale, George Coșbuc. Dar o să-i luăm pe rând, așa. Și Nichita Stănescu este aici, ca majoritatea scriitorilor. Ion Luca Caragiale. Mihai Râlea. Și aici este Eminescu. Lângă este Sadoveanu. George Coșbuc. A început de ieri să cadă cât un fulg, acum a stat. Norii s-au cam îngândurat. Marele George Călinescu, Zaharia Stancu,
părerea mea că acest colț este inestimabil. Inestimabil. Marin Preda, noi vrem pământ. Foarte mulți, foarte mulți. Bineînțeles, și Nikita Stănescu. Nikita cam plăcea să bea din câte am văzut eu într-un documentar. Era sportiv și el. Foarte mulți. Foarte mulți. Și bineînțeles, după cum e tradiția, Dumnezeu să-i odihnească, suntem lângă mormântul lui Adrian Păunescu și normal că vărsăm puțin, fiind oltean. Multă sănătate. Dumnezeu să-i odihnească. Și asta e pentru tataie, pentru nea Andrei și pentru nea Marian. Tataie Fănică de la Palilula. Stau puțin jos pe bancă să mă reculeg. Intrăm în cimitirul militar. Acesta nu prea a fost prezentat de vlogări în general. Aici se află o parte din elita militară și academică. Nu o să insist foarte mult, e foarte mult de vorbit. Nici nu prea mă pricep eu, pentru că eu nu sunt din mediul acesta și nefiind nu prea pot să vorbesc. Despre actorii am vorbit că i-am văzut la televizor, am împărtășit, am simțit Păunescu, eterna Oltenia, eterna Terranova, un cântecare astăzi și în priviri, hai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiri. Adică unele lucruri le știu, ce nu prea știu nu vreau să prezint, că eu nu sunt academician, nu? Aici, numai academicieni. Și o să mă retrag la banca lui Eminescu acolo. Am o sticlă
de vinul roze pregătită. O să contemplez. Acum s-a dat și ora înainte și este bine de stat la soare, de băut un șpriț. Ne mai gândim așa la viața noastră. Da. Și medităm. Eu vă mulțumesc că voi vă uitați la Rotaru Living and Travel. Vă mulțumesc că vă uitați la mine. Toate sunt făcute ca și acest vlog din suflet. Și aveți grijă de voi. Iubiți-vă familia. Iubiți-vă semenii. Multă sănătate!